Spuneți care e problema dumneavoastră. Spuneți. Ca să ne dăm la tot domnul Pascari, avocat. La noastră voi lucrează în Parlament deputat. Și el mi-a spus că eu n-am spus nimic, de atât că el are nanaș și credința al Suseniei. Dar și ocazia mi-a dat matinei casă. Eu am copilul invalid de gradul întâi. Când am ieșit, și după hotare, am fost, nu m-a fugărit nimic pe Rusia, pe la Sever, la Siberia. Eu sunt român dus ca să fac condiții de trai băiatului, să aibă condiții de trai. Cum s-a întâmplat? Dar nu v-ați trezit dimineață și era demolat? Cum s-a întâmplat? Asta... Eram plecat cu lucru și când am venit, ei au început a dărma. Eu mă duc și spun, m-am dus pe la primărie, pe la pretură. Și tot locul chem, spun, zic, de ce, cu ce ocazie, îmi dărâmă, părâmă, cine-o dat voie, noi n-am dat voie. Dar mama asta vitregă a luat cartea de casă, mama e cnidă. A luat-o de la un an de meu, la prarul tata. Și-a făcut, adică, e actele că e casa ei, dar mai așa corect. E făcută de mama și de mine casa și eu l-o și-o vândută la lui domnul Iisă Pascari, care el acum e avocat. Și el a început a dărma tot, rasiu, vândut tot și am eu și acolo tot ce am făcut, eu l-o și-o vândut la lui domnul Pascari. Dar pretura nu a dat voie, adică să dărâme, să nu-i devină pretura, dar-i devină. Mama a zis, trebuie cu măzit, nu a fost corect, a dus în eroare. Prietori. În ce localitate se întâmplă asta? Sectorul botanic, Muncești. Am înțeles. V-ați adresat autorităților? O plângere? Ați primit un răspuns sau încă nu? Autorități, mă duc să mă înscriu la prim-ministru domnul Leancă, Iurie Leancă, și nu vor să mă înregistreze. Am fost la Parlament, nu vor nimeni să audă cu tocul, dar nu vor să răspund nici la o întrebare. Eu vroiam așa să mă întâlnesc, stau la vot. Doar Parlamentul trebuie să primească o măsură oricare. Nilegal, când și eu l-au și-o dărmat. Nu trebuie să dărâme. Eu am muncit cu burta la gură, am rămas 9 ani vedru și am zis băiatul ăsta până la capăt 8 ani de zile, am stat țintit la pat. Niciun ajutor, nici dintr-o parte. Vine iarna, eu nu știu, casa și e să dărâmă. Din tăți părți s-o luat și-o scos o rușă și vine acasă. Spuneați că ați demolat-o sau numai o parte, sau numai încercat? El un părete mai e demolat într-o parte, dar în altă parte el ține încă și e de azi pe mâine. Și cum i-ați convins să se oprească, să înceteze? Eu am început că vă dau cu lomul în cap și gata. Și puteți să vă faceți dreptate singură. Dar cum, dacă am văzut că organele nu fac nicio lege, chemam-o și scovă, nu îmi fă probleme. Dar dacă nu vă fac probleme, las că fac eu de. Știți cum îl cheamă pe polițistul de sector? Nu știu. Când vine unul, când vine altul, așa și nu știu cine e polițistul de sector. Nu știu. Dar de că nu? Din Chișinău. Am spus de la Botanica. Botanica de spus. Cum vă numiți? Ana Plutean. Mersi mult. Eu nu nici vorbă, nu mi-a dat ajutoare, facă Dumnezeu parte, aș vrea el să fie prim-ministru, prezident, cum a fost, cu dânsul, Voronin. Voronin a fost un prezident foarte bun.